bine v-am regăsit, prieteni! România se îndreaptă spre carantină totală, dar nu vorbim astăzi despre așa ceva. Am primit zeci, poate sute de mesaje de la prieteni virtuali care ne-au rugat să abordăm legenda uriașilor. Povestea lor este și în Geneză, capitol major al Bibliei. Cine au fost și de ce au dispărut? Generalul Emil Străinu dă verdictul. Iată titlurile seriei. Legenda uriașilor este unul dintre cele mai mari mistere ale umanității. Care sunt cele mai credibile dovezi ale existenței giganților și unde și în ce context a dispărut fabuloasa lor civilizație? Fața ascunsă a Antarcticii. Unde se află tărâmul magic de pe continentul înghețat? Vestigii impresionante, vegetație luxuriantă și ape termale. De ce sunt ascunse opiniei publice informațiile despre acest uluitor tărâm? Enigma navelor de piatră înghețate din Japonia nu a fost descifrată nici până astăzi. Ne încumetăm noi! Totul despre spectaculoasa tehnologie bionică. Verdict Emil Străinu. E bine, generalul Emil Străinu, celebrul general Emil Străinu, este prezent din nou în platoul nostru. Bună seara! Bună seara, bine te-am regăsit! Este momentul să abordăm și această poveste, această legendă a uriașilor. Unul dintre capitolele majore ale începutului umanității. Chiar dacă cercetătorii sau știința, academia, știința academică ignoră cu desăvârșire aproape acest episod, legendele umanității, legendele constituirii, practic, umanității, sunt pline de, să zicem, mărturii despre prezența lor pe Pământ. Nu numai atât, e vorba și de vestigii, de dovezi palpabile care certifică faptul că pe Terra au existat giganții, atlanții sau nefilimii, cum erau numiți în vechime. Înțeleg totuși că începem altfel această ediție, până ajungem să abordăm intens povestea uriașilor, ale căror oseminte, ale căror vesticii prezențe au fost descoperite inclusiv pe teritoriul României, ceea ce este foarte important pentru telespectatorii noștri și pentru cei care ne urmăresc în mediul online. Vroiați să faceți câteva precizări la început. Da. După cum știi, în emisiunea ta, am prezentat raportul preliminar al serviciilor secrete americane, pe care l-am și arătat în original, acesta este, cu toate anteturile, cu toate. Și avem și traducerea respectivului document. Traducere care se pare că a făcut, cum să spun, în conjurul planetei, toată lumea a fost mulțumită. Mie nu mi s-a părut așa ceva deosebit. Și am dat originalul unui prieten care este profesor în diplomație și am spus, uite, te rog să te uiți pe acest document și consideră-l un fel de document diplomatic sau contract internațional între Pentagon și restul lumii, că așa este, s-a adresat nu americanilor, întregii planete, practic. Așa? Și spune ce poate fi sau cât poate fi adevărat din acest raport. Și după două, trei zile, nu că atât a durat analiza, dar a trecut o perioadă de timp, mi-a dat pe e-mail. Și am să vă prezint câteva, scurt de tot, câteva informații, care sper să vă dea de gândit și dumneavoastră. Faptul bun, să spunem așa, care l-a făcut acest raport, este că pentru prima dată în peste 70 de ani, s-a recunoscut existența acestui fenomen. Punct. Acum intervine partea a doua. Dar nu s-a recunoscut existența fenomenului OZN, adică UFO, Unidentified Flying Object, ci a UNAP-urilor. UNAP-urile fiind? Care înseamnă Unidentified Aerial Phenomenon. Și pe care ei le numesc fenomene aeriene incerte. Deci eu nu știu de când în engleză neidentificat se traduce cu incert. Este o mare problemă. Cert e că în tot documentul nu vom găsi OZN-ul.
Deci vom găsi fenomene aeriene incerte. Deci ăsta este primul punct. Deci ei se referă la fenomene aeriene incerte. Bun. A doua problemă care este foarte interesantă este următoarea. Dacă luăm întreaga literatură despre OZN-uri din ultimii 50-70 de ani, vom vedea că, dacă vrem să folosim o expresie neauă și românească, ciuca bătăilor în povestea asta era CIA-ul. CIA-ul în sus, CIA-ul în jos, răpea oamenii, făcea investigații secrete, Men in Black, s-ar putea să fie ai lor, s-ar putea să nu fie ai lor. Și, te rog să mă crezi că de 40 de ani mă ocup în domeniu, sunt doar 6 sau 7 rapoarte unde se vorbește de FBI. Când, de fapt, pe teritoriul Statelor Unite acționează FBI-ul, adică ca la noi SRI-ul, CIA-ul este ca la noi SIE. Într-adevăr, CIA-ul investiga OZN-urile, dar în bazele militare americane și pe teritoriul statelor unde americani aveau baze. Deci CIA-ul a dat în spatele lui tăcut că iată noi suntem și în timp ce FBI-ul își vedea de treaba lui. Rețineți, americanii încă din 1922 în cadrul FBI-ului aveau un compartiment F7 care se numea de prevedere a fenomenelor aerospațiale periculoase. Numai puțin vreau să fac o precizare pentru cei care n-au văzut până acum aceste imagini. Acestea sunt difuzate de Pentagon, practic US Navy, de fapt, de Marina Militară Americană, despre care s-a spus chiar că a tras focuri de armă împotriva unor obiecte aeriene neidentificate sau incerte. Sunt imagini, practic, furnizate de surse oficiale militare americane. Avem și câteva imagini bizare, surprinse deasupra uneia din piramidele de la Gizeh, cred, imagini care au devenit virale. Putem să le dăm și pe acelea? Vă rog, domnule general. Cine mai spune prietenul nostru? Armata nu există în această investigație. Deși toată lumea, armata americană, are OZN-uri, are nave. Deci trebuie să ne înțelegem că armata americană nu supraveghează prin radar teritoriul Statelor Unite. Știu că sunt mulți care vor zâmbi acum. Deci armata americană supraveghează prin radar, prin radiolocație, numai în afara frontierelor SUA. În interiorul frontierelor SUA, numai în domeniul bazelor militare, în jurul obiectivelor de importanță deosebită, în rest, sunt instituții civile de navigație aeriană, n-au niciun amestec cu armata. Deci, practic, armata nu a avea cum să contabilizeze aceste informații. Deci, dintr-un foc, a ieșit și armata din joc. Bun, mai departe. Lucru care este, cum să spun așa, strigător la cer, să spun așa, niciunul din aceste obiecte nu este al guvernului SUA. Când spunem al guvernului SUA, înseamnă că nu este al marinei, nu este al aviației, nu este al trupelor terestre, nu este al forțelor aerospațiale, nu este al NASA, deci nu este nimic din... Dar asta nu înseamnă că nu poate fi american. De ce? Pentru că Statele Unite și-au externalizat multe din activitățile lor în afara teritoriului SUA. Deci una din bazele lor de cercetare în domeniul ăsta, de exemplu, este în Australia, la Pine Gap. Și mai sunt și în alte locuri. Nu vreau să le numesc eu acum. Mai departe. Spune așa foarte clar. Aceste obiecte zburătoare neidentificate nu sunt chinezești, nu sunt rusești și nu sunt ale niciunei puteri terestre. Bun, foarte bine. Deci nu sunt ale americanilor, da? E clar. Nu sunt, dar ale Rusiei, sunt nici chinezești, nu sunt nici ale unor alte puteri terestre. Bun. Și la sfârșit, ce ne spune? Ne spune așa. Aceste fenomene aeriene incerte, spune raportul, nu sunt de natură extraterestră. Și atunci problema este care se pune este așa. O armată de marinari, de aviatori, portavioane, rachete, sunt manevrate numai de oameni care nu sunt sănătoși la cap și dau fantome aeriene? Prima întrebare. Trag în fantome. Deci s-a mai vorbit de fantome aeriene, adică în sensul de obiecte zburătoare care nu sunt. Bun. Și raportul aici se încheie.
Aici este partea cea mai dură. Deci, care e concluzia noastră? Noi trebuie să ne gândim cine ar trebui să fie această sursă de unde vin OZN-urile. Până să spun sursa, intervine altceva. La 23 aprilie 2020, Pentagonul emite protocoalele de intervenție și de acțiune pentru toate categoriile de aviație, din toate categoriile de forțe armate, pentru că la ei și tupere terestre și toți au aviație, împotriva acestor fenomene aeriene incerte. Păi dacă nu sunt, cum acționez împotriva lor? Dacă acționez împotriva lor, de unde știu că sunt? Știu că sunt. Atunci dacă sunt, cum acționez împotriva lor dacă nu știu ce sunt? Adică mă duc să trag cu rachetele, cu ridic avionul la interceptare. Este foarte adevărat că în raport acolo se spune, se va intensifica cercetarea, bla, 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 bla. Dar este altceva. Și atunci, vorbeam noi și într-o emisiune trecută, noi avem una din cărțile cele mai vechi în domeniul OZN-ului apărut de la noi și este primul care a spus-o în literatura românească, este vorba de scriitorul Gheorghe Mandici, care a spus următorul: sunt tot de pe pământ, dar sunt alții. Adică o civilizație paralelă cu noi. Paralelă nu în sensul că sunt în alt univers, în alt timp, în alt spațiu. Sunt în spațiul ăsta aici cu noi. O civilizație acvatică. O civilizație care este sub continentul Antarctica. Ia să ne gândim noi că am vorbit în emisiunea trecută de continentul acela dispărut care exista la Polul Nord. Ce a zis secretarul de stat american când a fost anunțat că în 10 ani se topește toată caloata? Se duce dracului toată porcăria și o să ne putem plimba cât vrem cu vaporul, unde vrem și când vrem. Deci este evident faptul că topirea calotei glaciare era un act de la Polul Nord, era un act deliberat și la care s-a lucrat în mod intens și la care se lucrează acum topindu-se calota care se găsește pe Groenlanda. Pentru că, pentru telespectatori, dacă nu știu, pentru că la noi nu se anunță lucrurile astea, la ora asta Groenlanda este disputată de Statele Unite, Federația Rusă și China. Iar olandezii au fugit, danezii, coroana daneză, pe baza unor legături vechi, au fugit în brațele rușilor. E o întreagă poveste. Probabil că fii mai aproape de ei. Chinezii sunt în partea ailaltă, americanii sunt în partea cealaltă. Datorită uriașelor rezerve, se spune că incalculabile, de petrol, gaze naturale, diamante și așa mai departe. Apropo că vorbim de, fără să divagăm, se tot vorbește de grafen în sus, în jos. Cel mai mare zăcământ de grafen s-a descoperit în Gorj. Cel mai mare zăcământ de grafen de pe glob. Așa ca fapt divers. Am auzit de oxidul de grafen, da? Nu, deci nu existăm, da. Informație sigură, nu? Da. Eu umblu cu bombe. Bun. Acum, ce ne spune acest diplomat? Ne spune următorul lucru. Că acest raport nu a fost decât un fel de amânare a unei dezvăluiri care este ținută pentru momentul oportun. Adică o amânare suficient de laborioasă și suficient de întortocheată care să ne pună nouă mințile la gândit și să ne gândim ce poate fi, cum poate fi acolo și la momentul respectiv să vină cu adevăratul document să ne spună da, aceștia sunt ei și vin de acolo. Asta am vrut să spun, că acest raport trebuie analizat cu mare atenție, chiar dacă s-a recunoscut că sunt niște obiecte în spațiu, dar încă o dată, nu OZN-uri. Foarte interesant această precizare. Reamintesc, într-adevăr, pentru prima oară în ultimele câteva zeci de ani, să zicem, centrele de inteligență americane au dat publicității un raport la solicitarea Congresului American, prin care, pentru prima oară, în premieră, practic, s-a recunoscut existența unor fenomene pe care nu și le pot explica. Hai să-l vedem și pe Barack Obama.
Vorbim despre extraterestri, pentru că a fost prezent, de exemplu, la un moment dat, într-un show care se numește The Last Night Show, The Late Night Show, așa, și mai mult în glumă, mai la început în glumă, provocat cumva a început să vorbească despre extraterestri. Dezvăluirile nu sunt fabuloase, dar sunt importante și e un moment care punctează, practic, ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. That when I came into office, I asked, right? I was like, all right, you know, is there the lab somewhere where we're keeping the alien specimens in spaceship? They did a little bit of research, and the answer was no. I'm actually being serious here. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. People still take seriously trying to investigate and figure out what that is. Bun. Barack Obama, pe scurt, legat da, de e foarte interesant și în același timp, am văzut că și pe film era cineva acolo care râdea, că ești în postura unui președinte american și trebuie să dai un asemenea răspuns, nu dai răspunsul care îl vrei tu, dai răspunsul care ti s-a pus în plic. Evident. Ne amintim totuși, de exemplu, discuția lui Dimitri Medvedev, care e considerat un fel de, hai să zicem, marioneta lui Vladimir Putin, dar omul lui, așa, care a ajuns președinte la un moment dat și într-o discuție cu prezentatoare TV a vorbit despre cartea extraterestrilor care îi semănează președintelui Rusiei atunci când intră în atribuțiile sale și în care e informat cu privire la existența acestor fenomene și îi se spune tot ce trebuie să știe despre zona asta ca să aibă idee atunci când va trebui să managerieze sau să dea declarații publice despre ce e vorba. Barack Obama nu e singurul care a vorbit despre extraterestri, a vorbit și Bill Clinton, au mai fost și alți președinți americani care au fost nevoiți. Pe bază la ce am studiat eu, pot să spun atât, că cu o profunzime mai mică sau mai mare, toți președinții Statelor Unite au avut acces la dosarul OZN. Că acest acces a fost limitat până la un anumit punct, deci n-au... De exemplu, nu puteai să limitezi așa ceva pentru George W. Bush, tatăl. Fusese șeful CIA-ului. Nu mai le înșirăm toate titlurile, plus un om total pregătit din toate punctele de vedere și care cunoștea exact ce se întâmplă. Dacă ne gândim probabil la Carter, că era mai rebel, așa... cum să spun, tipul democrat, de altfel, că așa și era. Bill Clinton, care făcea poze cu extraterestri în brațe, cu acele păpușele. Putea evita, evident. Da, acum nu. Trebuie să înțelegem următorul lucru. Bill Clinton s-a gândit la următorul lucru. A zis, domnule, în Statele Unite sunt peste 80 de milioane de fani OZN. Eu dacă apar într-o poză cu o asemenea mascotă, toți acești fani vor crede că eu voi face dezvăluiri mâine despre chestia asta și mă vor vota. Și așa a și fost. L-au votat. A prins două mandate cu toate scandalurile prin care a trecut. Bun, hai să ajungem la povestea pe care ne-o solicită foarte mulți telespectatori de câteva luni de zile chiar. Practic de când am început... tot ne îndeamnă să abordăm legenda uriașilor. Vă citesc pentru cei care n-ați apucat să parcurgeți niciodată Geneza sau n-ați citit cartea lui Enoch sau pasaje din Biblie care sunt de multe ori tratate cu așa un fel de lege a tăcerii. Un pasaj din Geneza. Și a fost așa. Când au început oamenii să se mulțească pe fața Pământului, și li s-au născut fiice, fiii lui Dumnezeu, cei care căzuseră din cer. Corect, da, da. Au văzut că fiicele oamenilor, atenție, care căzuseră din cer, fiii lui Dumnezeu care căzuseră din cer, au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase.
Și și-au luat soții din toate pe care le-au ales. Și Domnul a zis, Duhul meu nu se va lupta întotdeauna cu omul, pentru că, în adevăr, el este carne, dar zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în acele zile și chiar după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor și ele le-au născut copii, aceștia au fost vitejii care erau oameni cu renume în vechime. Uriașii erau numiți în limba ebraică nefilim. Alții au numit atlanți în toate felurile, giganți. Uriașii au fost rezultatul încrucișărilor genetice sau dintre fiicele oamenilor și acești fii ai lui Dumnezeu care au căzut din cer pe pământ. Hai să spunem un experiment pentru cei genetic. Care consideră că Lucifer cu ai lui erau niște duhuri, stau și mă întreb și până acum, cum au reușit aceste duhuri să aibă un proces de contacte sexuale, dacă putem să spunem asta, cu niște entități materiale. Ori erau duhuri, ori erau de altă, cu totul altă natură. Aici este unul dintre marile misterele Bibliei, ale Genezei, un capitol care este ignorat de multe ori și de preoți și așa mai departe și care nici măcar nu este cunoscut de mulți dintre ei. Este unul dintre marile mistere ale umanității, una dintre poveștile pe care, dacă am ști, am descifra-o cu adevărat, am putea înțelege, practic, de unde venim și cine suntem cu adevărat. Și ne-am putea, probabil, reconsidera, reconfigura întreaga perspectivă asupra realității. O să le arătăm telespectatorilor câteva dintre vestigiile. Unele poate sunt fake-uri care ar exista la dispoziția... Bine, aici ăsta e de plastic, ca să da, înțelegem. Da, clar. Unele sunt artefacte care se află în custodia umanității în acest moment și avem și câteva episoade despre care vom vorbi în această seară. De ce uriașii și povestea lor este ținută în secret în continuare? Eu am avut, de exemplu, un episod pe când eram la o altă televiziune cu mulți ani în urmă, când chiar am primit niște telefoane în urma unor dezvăluiri legate de uriașii din Bucegi, în sensul că ar fi bine să ne oprim, să nu mai investigăm această poveste. Cum priviți dumneavoastră povestea acestor uriași? Sunt multe mărturii despre existența unor schelete de giganți și în România, pe teritoriul României. Mătăline, uriașii sau urieșii, cum le spuneau bătrânii noștri, titanii sau jidovi sau giganții din gigantografia elină, giganții de la vechii greci, au fost pentru prima dată studiați la noi, la lumina zilei, nu ascuns, de Victor Kernbach, în vestita lui carte Enigmele mitrilor astrale, care și acum pe unde apare este cumpărată. N-a mai fost nimeni în stare să o reediteze. Deci, dacă Victor Kernbach ar fi fost în SUA sau într-o țară occidentală, Erich von Däniken n-ar fi existat. Adică cartea Amintiri despre viitor pe lângă cartea lui Victor Kernbach este un abecedar pe lângă manualul de clasa 10. Bun. Mai departe. Eu am stat de vorbă în particular, pentru că nu poți să stai cu ei de vorbă în cadrul oficial, că refuză, cu mai mulți antropologi. Dar cele mai fructoase discuții le-am avut la simpozioanele din străinătate pe fenomene non-convenționale, unde se venea din diverse colțuri ale lumii că s-a găsit scheletul din India, de regulă veneau multe astfel de fotografii, oase și așa mai departe. Eu pot să spun două lucruri pe care le-am trăit eu. În urmă cu vreo 5 ani de zile, în nordul Moldovei, nu dau localitatea, dacă e nevoie, îl aduc aici pe persoana cu care am fost să confirme, la un țăran am vrut să cumpărăm un femur care era uman, dar femurul nu era întreg. Femurul era secționat exact de la jumătate. Dar avea 66 de centimetri. Acum, deci dacă femurul avea 66 de centimetri, înseamnă că jumătatea aceea, întreg femurul, avea 1,32 m. În sfârșit îl convinsesem să... A pulsat, până când prietenul meu a scos 1000 de dolari și a pus pe masă să lea să plecăm. Și atunci a venit soția țăranului și a zis, nu, îl ținem acolo, că pentru copiii noștri s-ar putea să fie mult mai scump.
Și există la Țăranul la nu, acest femur care atâta e ceva verificat, este de natură umană, deci nu este de animal, pentru că inițial a fost cineva care s-a dus acolo și ca să-i păcălească, ca să nu folosească un alt termen, i-a zis că este aia, poți să-l arunci, că e un os de cabalină, e un os de nu știu ce. Acum să ne înțelegem foarte clar, oasele de cabalină sunt total deosebite față de oasele umane. Problema era că el era rupt în urma unui traumatism. El spune că la vremea când l-a găsit acest os, în zona respectivă, mai erau niște oase, dar s-a produs o surpare care a acoperit acolo tot. Ne-am dus în zona aia, am văzut unde l-a găsit, trebuia să sap jumătate de deal în sfârșit. Asta e altă poveste. Cert este că am pus mâna și am văzut un astfel de os. Mai departe. Aflându-mă prin 1993 la Muzeul de Geologie, un geolog cu care eram în relație amicală de acolo, am început să vorbim despre oase de dinozaur. Că uite, să mai găsesc oase de dinozaur și nu știu. Să vă spun de ce geolog și de ce era geolog. Și el era chemat de fiecare dată când se găseau pentru a data stratul respectiv din punct de vedere geologic. Adică, să zic, e din Cretacic, e din Mezozoic, da. E din Paleozoic, nu știu ce. Și astfel, el trebuie să obișnuiască cu tot felul de oase de-astea, de reptile, de animale din vechi. Și îmi spune următorul lucru. Zice, undeva în România există un depozit uriaș de astfel de oase care sunt ținute sub cheie. Bine, dar s-a schimbat regimul, a plecat Ceaușescu, a venit tovarășul Ilescu, că era atunci. Nu zice că astea nu au legătură cu președinții. N-am înțeles? Cum adică n-au legătură? Zice, este vorba de lucruri care sunt hotărâte la nivel planetar. Aceste nu se confiscă, nu se iau, se depozitează, dar ele sunt păstrate, arhivate, să le zic, depozitate undeva acolo. Bun. Bineînțeles că eu am zis că fabulează băiatul ăsta. Bine, mă, tu zici așa că... După vreo 2-3 ani de zile, am primit la locul unde munceam eu niște tineri subofițeri de poliție care erau făcuți după 90, că nimeni nu mai voia să ia de aia dinainte, că-s comuniști, că-s bolșeviști, că-s nu știu ce. Și unul dintre ei văzuse o emisiune de-a mea care o făcusem cu Ion Sugui la Tele7 ABC. Deci ceea ce spun eu se întâmpla prin 97-98. Și mă cheamă deoparte și îmi spune, aș vrea să vă spun ceva. Zice, știți, până să venim aici, uite, eu și cu colegul meu, nu ei las doi, ci noi doi, am fost și am păzit chestia asta acolo. Noi cu asta ne-am ocupat, am păzit, zice, unde este asta? Și a zis, într-o mină părăsită. Într-o mină părăsită. Într-o mină părăsită, da. Într-o mină părăsită și amenajată pe post de, pe post de lebă. E, cum să spun, Mădăline, că e vechea aia poveste că românul, dacă nu-i și securist, nu-i român. Nu știu cum s-a făcut, că și pereți aveau urechi sau ce a fost, până când să mă duc cu el și să-mi arate, să-mi și mașină la dispoziție, nu știu ce,
au fost luați mici în ziua de azi. Nu mai știu unde au fost transferați. Nu am mai auzit de ei. Deci nu am mai auzit de ei. Această discuție. Nu, probabil că au fost mutați undeva ca să li se piardă urma. Pe mine nu m-a deranjat asta. M-a deranjat faptul că dacă ei au zis că îmi spun, iar eu aveam interesul să nu spun, adică vreau să mă duc acolo, cum aflaseră totuși ăștia? Și atunci mi-am pus mari probleme cu... E o poveste care o au cavalerii maltezi și spun că fiecare fereastră e un ochi imens și fiecare perete e o ureche uriașă. Iar să nu mai ne gândim la podea, că acolo stă ascuns sufletul nostru. Deci, pereții au urechi. Bun, și când m-am dus și am întrebat, știți că erau niște băieți buni, uite, ne făceam treaba cu ei, uite, ți-am adus patru loc. Care e problema ta? Ce te îndrăgostiți și de ei, care e problema? Am înțeles. Și i-a luat, s-a rezolvat cazul. Și uite așa. Hai să le spunem... Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Deci ăștia erau niște tineri care erau la 25-26 de ani. Nu aveau niciun interes să mintă. Erau integri, erau bine pregătiți, aveau liceu și făcuseră școala de un an, că așa făcuseră atunci în grabă școala, dar erau elevi de nota 7 și 8 în liceu, deci nu erau niște pramatii. Important ce ați spus. Haideți să facem câteva menționări. La Argedava și Valea Morții sunt două situri arheologice din România în care s-au descoperit schelete de uriași, artefacte ciudate, aparținând unor civilizații neidentificate, pe care cei care au participat la aceste descoperiri nu le-au putut identifica. Cea mai uimitoare, se spune, descoperire din România, necropola de uriași de la Argedava, Popeș-Novaci, este sigur și subiectul cel mai secretos, cel mai bine păzit din România, din acest punct de vedere. Se spune că s-ar fi descoperit scheletele roz. Scheletele roz a 80 de uriași. Scheletele ar fi fost roz în urma unei iradieri. Bine, acum că erau roz, că aveau altă culoare, contează mai puțin. Există și un localnic care a venit cu o mărturie la un moment dat care ar fi participat la descoperirea aceasta. Ar fi cărat niște camioane care, evident, au luat o destinație necunoscută. Localnicii spun că înălțimea acestor uriași ar fi fost de peste 5 metri, au fost descumate niște cadavre de uriași la Nucet, la necropola zeilor, în vestul cetății. Au fost și menționate aceste lucruri la niște congrese din România, de dacologie. Dincolo de ocean, e o poveste foarte tare, a fost considerată descoperirea secolului, în deșertul Colorado, în legendara Vale a Morții. S-a descoperit un complex de 32 de peșteri care se întind pe o suprafață de 180 de mile, de miles, în care s-au găsit schelete umane care depășesc 2,50 metri înălțime, îmbrăcate ciudat. Unul dintre primii cercetători care ar fi participat la această descoperire spunea că pe lângă uriași s-au descoperit și rămășițe unor specii dispărute, dinozauri, tigri preistorici, elefanți imperiali, expuse în nișe, ca la muzeu. Apropo de mina despre care spuneați că ar găzdui osemintele acestor uriași. Sunt o mulțime de legende, am văzut, o mulțime de legende în istoria umanității care vorbesc despre acești uriași. La noi avem în România zmei, sfarmă piatră. Sunt toți aceste personaje mitologice, legendare, care fac parte din aproape orice poveste, acești puternici, acești coloși. Legendele Olimpului sunt pline de ciclopi, de povești cu uriași. Toată istoria umanității, la amerindieni, la indienii din America, toate legendele lor sunt pline de acești uriași. În Biblie, în Geneză, în cartea considerată cea mai importantă din istoria umanității, există pasaje care vorbesc despre acești uriași. De ce, dacă există aceste vestigii, umanitatea, noi, oamenii obișnuiți, nu suntem informați cu privire la aceste lucruri care ar schimba complet perspectiva noastră istorie? Este relativ foarte simplu că rolul principal în toată povestea asta l-are Vatican. Vaticanul este, să spunem, nivelul de la care s-a interzis
să spunem, popularizarea tuturor acestor descoperiri sub preceptul că atacă învățătura biblică. Atunci, cum ne-a mai făcut pe noi Dumnezeu, cum știm că ne-a făcut? Acum noi nu judecăm Biblia, spunem ce spune Vaticanul. Dacă vom accepta că au fost acești giganți, acești titani, acești uriași, dincolo de, cum să spun, de aceste povești care sunt, lucrurile sunt mult mai grave. Și anume, se pare că în anumite locuri pe glob, unii din acești uriași ar mai trăi. Unde? Unul în China. Doi masivi muntoși în China au fost declarați zonă, rezervație naturală de cea mai mare importanță pentru China. Este păzită de armată cu garduri de sârmă, așa. Și întrebând și interesându-mă ce e acolo, mi s-a spus că nu pot să fie decât două lucruri. Ori yeti, ori dacă nu, uriași. Și la vremea respectivă era un medic cu mine și medicul respectiv mi-a zis, zice, lasă-i în pace, că zice, ăștia i-au făcut genetic. Nu era vorba de să-i creeze genetic, pentru că în Himalaya și în Tibet de sute de ani se vorbește despre yeti. Dar să ne înțelegem foarte clar, nu punem semnul egalității între yeti, care nu prea știm ce e și nu e, care nu avem un os de la el, nu știm exact ce e, pe câtă vreme de aici avem munți de oase. Munți de oase care sunt traficate de marile personalități, de mari oameni cu bani. Nicolas Cage a ajuns muritor de foame cumpărând schelete de dinozauri, la ce i-o fi trebuit. Nu știai? Mm-mm. Da. Deci o să verific. Nu știu. Da, a ajuns la într-un muritor de foame, asta este. Nu mai are servici, nu mai are nimic. Deci marele actor. În urma unor astfel de achiziții, dinozauri, oase din astea, fosile celebre, nu știu la ce le trebuie. La fel cum, de exemplu... Dacă se valorase, bănuiesc că nu e chiar muritor de la fel cum, de exemplu, există, făcându-mă o paralelă, ca să înțelegi oamenii cu bani, cumpără în prostie meteoriți. Deci, dacă găsești un meteorit, îmi spui mie câte un pui de bani. Spun unde să te duci cu el și... În concluzie, Mădălină, în opinia mea, acești uriași nu au nicio legătură cu evoluția umană, adică în sensul că nu sunt în lanțul evolutiv uman, ci se interpun ca un accident, ca să spunem așa, pe parcursul existenței umane și care, în urma unui eveniment exterior, au fost eliminați. Și acum să spun ceva, că te rog să mă las să spun o chestie absolut uluitoare. Când eram în școala generală, scriam la o revistă care se numea Luceafăr. Și aveam colegi care scriau poezii, mici compuneri. Era revistă celebră. Ce crezi tu că scriam eu acolo? Eu culegeam folclor. Și mă duceam la bunicele mele și spuneam o poveste. Pe asta o știu. Spuneam o poveste și pe asta o știu. Și de seama le băteam la cap până când una dintre bunicele mele m-a trimis, el erau vreo 12 fete. M-a trimis la cea mai în vârstă între asta și cea mai în vârstă era vreo 15 ani, 16 ani. Du-te să spună, știți cum să spună la țară, țața. Să spune țața. Ei, ducându-mă la această mătușă, când venea mie, cum venea, mătușă, nu știu cum venea. Nu știu cum venea. Mi-a spus o poveste extraordinară. Zice că la un moment dat un țăran cu soția lui se ducea cu plugul, că știi cum era cu plugul înainte, îl împingeai, nu era așa, să-și are ogorul. Și la un moment dat au văzut o umbră foarte mare și au văzut doi copii de uriași. Și copiii i-au luat în mână și i-au văzut nu știu ce și i-au dus la părinții lor, care erau, bineînțeles, și mai uriași decât ei. Așa e povestea. Și părinții lor le-a spus, dragii mei, lăsați-i, nu le faceți rău,
că noi vom pleca de aici, dar ei vor stăpâni pământul. E foarte interesantă povestea în sine și mesajul. Ei vor stăpâni pământul. Pentru că o fi mitologia asta și folclorul cum e, dar nu este foc fără fum. Știm foarte bine, așa au fost descoperite cetăți martezaure. Niște obsesii de astea. Da, deci o chestie extraordinară. Și tot la această bunică mătrușă ce era, o poveste și mai tare, spunea de exemplu că la un moment dat, undeva în munți, vulcanii aruncau noroi foarte mult și pe ogoarele țăranilor și le strica recoltele. Și ei știau că în perioada nu știu care, nu știu ce. Și ei se duceau și vorbeau cu acești uriași și ăștia puneau niște pietre uriașe pe acele unde sărpeau până își culegeau ei recoltele, adunau și cocenii și tot. Deci îți dați seama cât de frumos. Și după care ăștia luau bolovanii respectivi, îi puneau și acolo continua. Și m-am gândit, unde poate să fie asta? Munții Buzăuiu, la vulcanii noroși, unde ar putea să fie? Că în altă parte, la noi ceva se bolborosească, nu mai avem de decât acolo. Sau, nu știu, în nepocile alea ancestrale, mai fost un vulcan. Că tot lanțul munților orientali sunt toți de natură vulcanică până în depresiunea Maramureșului, tot ce e acolo. Deci, înțelegi ce vreau să spun. Deci, această ipotetică civilizație care probabil că a avut la rândul ei cetățile ei, că ăștia nu stăteau pe pădure. Aveau probabil niște case, nu, niște construcții, niște locuințe, să le spunem. Dacă era el cu... erau perechi, înseamnă că aveau o viață socială. Nu erau numai doi uriași care se plimbau ei pe pământ de colo-colo, că așa vreau ei să facă fapte bune. Povestea asta cu încrucișarea și cu nefilimii are mai mult o aură de epigenetică, de mutare genetică. Și apropo de chestia asta, am cunoscut un scriitor francez care era înnebunit după România. Și mi-a spus următorul lucru. Zice, la voi, dacă vin, mai văd încă urmele uriașilor. Niciodată nu, pentru că a fost o chestie foarte scurtă, a venit COVID-ul și nu știu, poate mă mai întâlni că... dar așa mi-a dat un sentiment de perenitate și de uite de unde sunt eu de acolo, unde se mai cunosc încă urmele uriașilor, unde au fost și uriașii. Bun, vom mai vorbi un pic după publicitate despre scheletele din Pantelimon. Scheletele de uriași care au mai fost descoperite la Polovragi. De cele de la Cetățeni, de cele de la Negru Vodă. Vom vorbi un pic și despre cele de la Scăieni. Sunt prezențele lor peste tot. Am vorbit de Argedava. Ne întoarcem în câteva momente. Mai avem câteva surprize pentru dumneavoastră, pentru voi. Nu uitați, discutăm și despre Antarctica, cea care ne va oferi probabil surprize uriașe în viitorul apropiat, legat de prezența unor civilizații despre care nu știm nimic. Generalul străinul este pe fază și dă verdictul. Ne întoarcem în câteva clipuri.